Sanda Paven are 53 de ani și este divorțată. A fost nevoită să-și ia copii și să se mute cu chirie într-un apartament din Curtea de Argeș, unde a locuit în ultimii 9 ani cu cele două fete minore. Acum a fost evacuată din casă de către proprietari și de două nopți dorm sub cerul liber. Am stat în chirie 9 ani de zile aici în apartament și acum a venit proprietarul și mi-a dat afară. Ne-a pus în vedere 3 ore să părăsim apartamentul. Și am ajuns în stradă cu fetele. Am fost la primărie, nu există locuințe nici sociale, niciun fel. Și suntem în stradă, e a doua noapte în care dormim aici. Vecinii încearcă să ajute cum pot familia din Curtea de Argeș și rămasă fără locuință. Noi i-am ajutat cu ce am putut și sperăm să-ți găsească și ei ceva ca să poată să descurce, să aibă unde dormi. Cazul femeii este cunoscut de angajații de la asistența socială din Curtea de Argeș, dar aceștia spun că nu dispun de locuințe sociale. Tot ce putem face este să mai facem încă o anchetă socială, să constatăm la fața locului care sunt problemele și să încercăm să o ajutăm, adică să-și găsească o gazdă. Femeia scoasă afară din casă este în acest moment angajată la o firmă din Pitești, dar de două zile nu a mai fost la muncă, deoarece a trebuit să-și păsească lucrurile agonisite într-o viață. Ea riscă să rămână și fără serviciu. Salvarea ei poate veni doar de la primăria municipiului Curtea de Argeș.